Încă un accident rutier în intersecția Morții de pe drumul județean 208 din localitatea Mogoșești-Siret, provocat din cauza neacordării de prioritate. De această dată, coliziunea a fost între un microbus cu platformă și un camion. Impactul a avut loc luni seara în jurul orei 20. La fața locului au fost dirijate de urgență mai multe ambulanțe, dar și echipaje de pompieri. Intrat în platformă, deci... Dacă erau mașini... Patru persoane, toți membrii unei familii, mama, tatăl și doi copii minori, au ajuns la compartimentul de primiri urgențe din cadrul Spitalului Municipal Pașcani. Cei doi adulți au fost externați, iar micuții au fost trimiși la Spitalul de Copii Sfânta Maria pentru investigații amănunțite. Polițiștii rutieri au verificat pe cei doi șoferi cu aparatul alcool test, iar rezultatele au fost negative. Ieri, la data de 2 mai anul curent, în jurul orei 20, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier care a avut loc în localitatea Mogoșești-Siret, mai exact pe DJ-208, la intersecția cu drumul comunal 104. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea a 3 persoane care au fost transportate la spital. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. În cauză, polițiștii și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Este vorba despre o coliziune care a avut loc între două autovehicule. De precizat este faptul că în intersecția respectivă, drumul județean 208 cu cel comunal 104, au loc foarte multe accidente, în ciuda măsurilor luate deja pentru siguranța în trafic. Sunt puse indicatoare luminoase și pe drumul secundar este un limitator de viteză. Fără niciun efect, spun chiar și sătenii, șoferii care vin de pe drumul secundar nu respectă regulile de circulație și nu dau prioritate. În noiembrie anul trecut, în locul respectiv, a avut loc un accident rutier mortal, iar momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere video din zonă. Deși la momentul respectiv se vehicula ideea montării unui posibil semafor în intersecție, până în prezent nu a fost pusă în practică această măsură. Autoritățile locale susțin că vina este exclusivă a șoferilor care nu respectă regulile de circulație.